Agenția de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit deschide în perioada 1-29 iunie 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de instalare a tinerilor fermieri prin măsura 112 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Fondurile nerambursabile disponibile în această sesiune depășesc 120 de milioane de lei. Tinerii fermieri mai au o șansă ca să primească bani europeni nerambursabili pentru a-și pune pe picioare afacerea. Sumele pe care pot pune mâna tinerii întreprinzători nu sunt deloc de neglijat, însă au destinații exact stabilite. Fondurile nerambursabile disponibile în această sesiune pentru finanțarea proiectelor aferente măsurii 112 sunt de 120.886.096 de euro, fiind alocați acum toți banii disponibili până la finalul perioadei de finanțare, respectiv 2013. Selecția proiectelor în vederea acordării finanțării se va realiza conform criteriilor de selecție publicate în ghidul solicitantului, disponibil gratuit pe pagina de internet www.apdrp.ro. Solicitanții de fonduri europene nerambursabile care depun proiecte pentru instalarea tinerilor fermieri și doresc să verifice îndeplinirea criteriilor de selecție pot consulta formularele specifice manualului de procedură pentru evaluare-selectare, de asemenea disponibil pe pagina de internet www.apdrp.ro în cadrul secțiunii Informații utile sub secțiunea Proceduri de lucru pentru PNDR. Din 2008 până în acest moment, la nivelul județului Sibiu au fost depuse 113 proiecte pe această măsură.